La 10 martie curent a avut loc întrunirea de totalizare a activității celulei de comunicare de criză Ungheni, un proiect pilot pentru Moldova lansat de Asociația Presei Independente în parteneriat cu Deutsche Welle Academie Germania. Moderatoarele evenimentului au fost Elena Burlacu, coordonatoare și membra a celulei de comunicare de criză, și Cristina Bobârcă, șefa Departamentului Instruiri și Dezvoltare Organizațională, Asociația Presei Independente. Vă mulțumim că ați dat curs invitației noastre și vă rugăm să fiți alături de noi până la final, pentru că avem de spus, avem de prezentat, să zicem, mai multe și chiar să participăm la câteva mici discuții. Totodată țin să mulțumesc Asociației Presei Independente, Deutsche Welle Academie Germania, pentru oportunitatea de a fi parte acestei celule. Suntem aici să încheiem o experiență, zic eu, interesantă, o provocare diferită. Sunt diverse activități la care fiecare din dumneavoastră ați participat la un moment dat și involuntar sau nu, ați fost parte a celulei de comunicare de criză și astăzi o să dăm curs unor file din istoria activităților noastre ca să revizuim și să, de ce nu, retrăim emoțiile pe care le-am trăit. Adunarea a avut drept scop retrospectiva realizărilor pe parcursul celor 6 luni de activitate. Cuvânt de salut pentru cei prezenți a rostit și doamna Nadejda Mihai, directoarea Bibliotecii Publice Dimitrie Cantemir din Ungheni, care a găzduit evenimentul. Astăzi suntem împreună cu toată echipa acest proiect și pe șir cu participanții care sunt astăzi aici și-am dat întâlnire frumoasă aici la noi la bibliotecă. Discursuri de totalizare a celor întreprinse în perioada sus menționată au avut doamna Lucia Bacalu, consilier informare și relații cu publicul, Primăria Ungheni, și domnul Ghenadie Ciobanu, specialist energetică, Primăria Ungheni, membri ai celulei de comunicare de criză. Bacalu a vorbit inclusiv despre rolul parteneriatului dintre autoritățile publice locale, mass media și societatea civilă. Iar specialistul Ghenadie Ciobanu a relatat despre schimbările benefice produse în ultima perioadă în orașul Ungheni, mai ales la capitolul iluminat stradal, dar și în propria locuință. Aceștia au subliniat că schimbarea întotdeauna începe de la propriile convingeri și acțiuni. Când e vorba de eficiență energetică, mă gândesc la toate sursele de energie, inclusiv gaz, energie, motorin, eu astăzi s-ar fi pe jos. Despre importanța informării și încadrării tinerilor în asemenea activități de anvergură s-au expus în fața celor prezenți specialista secției Cultură, Tineret și Sport, Primăria Ungheni, Marina Tamuratov, și tânăra activistă Anastasia Balamatiuc. Analizând și făcând o scară ierarhică, am înțeles că cea mai importantă problemă sunt schimbările climatice. Și atunci când am înțeles că aceasta este o problemă destul de importantă, am început să mă informez și să caut, ca ulterior să-mi dezvolt propriul meu proiect, care se numește Ascultă-mă cu Dragtera, în care am elaborat o strategie de învățare a tinerilor, care se bazează pe șocuri emoționale, în care tânărul pur și simplu conștientizează despre cât este de important să ne implicăm în ceea ce ține de schimbările climatice. Și în continuare încerc să fiu vocea tinerilor care vorbesc despre cât este de important să ne mobilizăm ca societate, pentru că schimbările climatice sunt nu din domeniul fantasticii, dar o realitate, căruia trebuie să-i ținem piept. De aia consider relevant ca să se creeze asemenea celuri și asemenea comunități de oameni care să vorbească cât mai tare despre cât este de important să fim mai ecologici și să ne reducem amprenta de carbon. Cu un feedback în raport cu masterclass-urile de promovare a economisirii energiei în perioada sărbătorilor au venit membrele celulei de comunicare de criză Rodica Guțu și șefa serviciului Sala Multimedia, Biblioteca Publică Dimitrie Cantemir, Natalia Boghean. De asemenea, unii dintre participanți și-au expus impresiile post-factum. Rolul mass media în informarea corectă a comunității în situații de criză a fost reflectat de către membrii celulei de comunicare de criză Gabriela Boxan, Natalia Morar și Vladimir Bârzoi, precum și Natalia Junghietu, jurnalistă la ziarul Expressul. Sursele de informare în masă trebuie să fie credibile, echidistante și operative în ceea ce privește informația oferită. Aceasta a fost opinia unanimă a comunicatorilor menționați și, reieșind din realizările adunate, obiectivul a fost atins.
Despre utilizarea eficientă a energiei în instituția publică Liceul Teoretic Mihai Eminescu Ungheni a vorbit doamna Veronica Rotari. În funcția de director adjunct sunt recent, iar funcția care dețin de manager energetic este din 2018. Am pornit-o de la un curs de instruire de la Universitatea Tehnică din Moldova, unde am avut ocazia să vizitez o școală tip energetic zero, unde ne-a captivat atenția și anume cum era aranjat, să zic eu, spațiile de acolo. Apoi, fiind noi de acum ca liceu Mihai Eminescu în reparație de eficiență energetică, să zic eu, sunt cea care gestionez mai mult cu partea de economie. De unde am pornit GIZ-ul când au venit cu propunerea să facem, să fiu de acum și un manager energetic în instituție, am beneficiat și de niște instruiri pentru mine ca specialist să fiu, unde verificam prin cabinete dacă nu au aparate electrice, găseam fiecare zi, adică făceam o statistică, verificam energie electrică, aveam un grup de voluntari și eu am și eleva mea Anastasia, care erau cei care fiecare zi colectau datele și căutam, deci totuși avem problema că avem un surs de energie care trebuie să achităm. În expunerea sa, Rotari a subliniat că în instituție activează o echipă care monitorizează cu regularitate utilizarea energiei. Proiectul Moldo-German a contribuit la consolidarea corelației școală-elev-familie, întrucât necesitatea eficientizării energetice vizează toți consumatorii. Noi, în calitate de părinți, pe lângă faptul că trebuie să explicăm metodele și cerințele de economisire, energie termică, energie electrică, ne trebuie și pe proprii exemple să le arătăm copiilor și arătându-și factura, costurile, am convins-o cumva că este necesar și util să economisim aceste tipuri de energie. Un apel pentru tânăra generație a făcut activista de mediu, eleva a Liceului Teoretic Mihai Eminescu Ungheni, Anastasia Balamatiuc. Dragi tineri, știu că în condițiile de tranziție, în momentul în care situația este foarte incertă, este foarte important să ne conectăm toți forțele și să devenim o comunitate unită, care suntem uniți pentru un obiectiv comun, și anume de a deveni cât mai ecologici, cât mai verzi, de a ne reduce amprenta de carbon și de a începe odată și odată drumul nostru spre eficiența energetică. Gânduri de final au exprimat cei ce au contribuit la realizarea obiectivului general al proiectului, accentuând că acesta e absolut necesar în perioada de criză pe care o traversează Moldova. Mulțumesc îndeosebi tuturor membrilor celulei de comunicare de criză Ungheni, cei care și-au adus contribuții și efort în ceea ce vedeți pe ecran, de fapt, a fost făcut într-un practic în timp record, în mai puțin de jumătate de an. Desigur, fără sprijinul donatorilor noștri nu ar fi fost posibil aceste activități, aceste premii, concursuri oferite copiilor. Vreau la fel să menționez faptul că ne-ar bucura foarte mult ca această mică structură sau acest mic grup totuși să continue activitatea, chiar dacă proiectul se încheie. Undeva am fost și noi implicați în acest proiect, care este destul de actual și necesar, și anume s-au organizat niște masterclass-uri, ateliere la Casa Rănală de Cultură, unde au fost invitați operatorii culturali din satele noastre. Ne-a plăcut mult aceste idei și cel mai îmbucurător a fost rezultatul, pentru colegii noștri au căpătat niște abilități de a confecționa acele decorațiuni de an nou, care era și o prioritate a proiectului noastră. Deci din deșeuri, din materiale fosforescente, pentru a nu utiliza acele becușoare care știm că sunt folosesc curentul electric, deci și puțin, dar oricum tot este o economie. Eu merg permanent după ideea că omul că trăiește învață și să zic eu că este minus sau un plus ceea ce s-a întâmplat criza, ne pune ca să ne conștientizăm fiecare rostul nostru în societate.
și eu mizez pe ce că fiecare se tinde sau schimbarea începe de la sine, să încercăm fiecare pentru noi să facem niște economii, să ne punem niște gânduri pentru viitor și să ne gândim că peste ani totuși viitorul depinde de noi. Pe lângă faptul că noi am făcut un lucru, cred eu că am făcut un lucru bine, am înțeles că acest proiect el este foarte esențial pentru că noi, de exemplu, eu am o comunitate de prieteni care eu sunt sigur că ei nu prea citesc presa și nu prea și nici surse oficiale, de exemplu. Iar eu pot cumva să fiu un informator al lor, fiindcă eu pot preia o informație oficială, să o transform cât de cât, hai să spunem, chiar mai comestibilă pentru ei, iar ei pe mine mă urmăresc și eu cred că prin așa o practică care, hai să spunem, un voluntariat. În ultimele luni am trăit o experiență, zic eu, interesantă, diferită de ceea ce am făcut anterior, pentru că dacă anterior mă implicam în diverse proiecte de dezvoltare a tinerilor în comunicare și alte competențe, acum noi am vrut să punem accent pe dezvoltarea noastră ca umanitate, pentru că este important să înțelegem, să conștientizăm cu toții cât de mult ne ajutăm atunci când economisim energie electrică, gazul și alte metode de a întreține planeta. Totodată este foarte important să înțelegem și să transmitem tuturor că celula de comunicare de criză este un proiect inovativ atât pentru Moldova cât și pentru noi ca echipă. Vrem să continuăm și ne schițăm câteva planuri de viitor pe care să le punem în aplicare și sperăm de suflet să facem alte inițiative care să dezvolte această celulă. Au fost 6 luni tare intense. Și sperăm că ritmul ăsta intens cumva totuși a lăsat rezultate. De fapt, suntem siguri de asta. Cu siguranță, oamenii din Ungheni, cei care locuiesc aici în oraș, dar și în localitățile vecine, au mai multă informație despre cum ar trebui să economisească. Sunt poate un pic mai conștienți, mai informați despre anumite măsuri, să zicem, sau trucuri de utilizare rațională a energiei electrice, așa cum am și mesajul pe maioul meu, utilizează energie cu cap, adică rațional. Foarte mult ne-am dorit, atât din numele Asociației Presi Independente, cât și din numele donatorilor noștri, partenerilor DOCVL Academie, ca și în alte comunități să apară astfel de celule de comunicare de criză, care ar fi probabil niște grupuri de inițiativă locale care s-ar implica și fără proiecte, fără susținere neapărat, să zicem, financiară sau de alt gen, care de fapt ar pune foarte mare accent pe implicare, pe activism civic. Proiectul pilot menționat a fost implementat în perioada august 2022-martie 2023 și a vizat gestionarea crizei energetice prin care trece țara noastră.